Hai. Hai că nu e greu deloc. Mai întâi pui ingredientele umede, urmă cele uscate. Dar nu mai bine îi faci tu. Păi da, că e copilul meu. Eu i-am promis lui Robi că îi fac, nu? Doamne, cum am ajuns să-mi intuiesc copilul ca să-mi recucerez bărbatul. Sunt penibilă. Dar nu o lua așa. Ce ai ajuns? Ai ajuns să gătești ceva pentru Fitu. Da. Zic câte ouă să pun. Pune 4. Ce scârboas. Auzi? Tu crezi că Lia asta e chiar alergică la ou? Nu știu, m-am gândit și eu la asta, că poate face așa doar să capteze atenție. Exact, exact, asta cred. Acum e o fandosită. Cu ochiul ăia, bulbucați așa. I-aș băga cu forța ou pe gând masovă, cum ies bube pe toată fața. Cum se umple așa, se iasă. Mi se mișorează ochii, că-s prea mare. Se ulțește, se facă toată urâtă și hidoasă. Ai pus 4, gata, ajunge. Îmi faci biscuit? Da, mama face mulți, mulți, mulți. Hai să vezi ce bun o să fie. Și când o să fie gata, hai să vezi. O să mergi la Maria în vizită și să le duci și lor și lui Marcel. Yay! Și prietenei tale, Lia, poți să-i dai. Bine, o să mă duc. Spui că sunt de post. Dar am o problemă. Ce înseamnă de post? Înseamnă că n-au ou și lapte. Bine. Mă duc. Dar fă-i mai repede. Da, dragă, hai, du-te odată. O să fie așa bun de să mănânci până te umfli. Croasnică ești. De stole. Unde le-ai cos? Mamă, ia și mai mâncă și tu ceva. Nu mi-e foame. Dar poate că nu-i place mezelul ăsta care l-ai cumpărat tu. Hai, te. Nu, chiar n-am poftă, mătuși. Ia te uită cine a venit la... Robi! Ce fac, băbuit? Ți-am adus niște biscuiți. Vreau și eu. Uite, ți-ai adus copilul niște biscuiți. Robi, știi că n-am voie. N-am voie să mănânc ou. Dar bunii mi-a zis că sunt de post. Nu, ia uite, domnule, dar chiar că se vede că a fost brutăreasă la viața ei. Ce frumos au crescut și fără ou și fără lapte, nu? Fără ou. Hai să vedem. Hai. E bun, nu? Mă, dar asta n-are cum să fie fără om. Nu se poate. Lia! 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 Aoleu! Lia! Lia! Aoleu, face ca atunci când i-am luat și fără! Lia! 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 Ce miroase așa? Fursecurile. Deci miroase exact ca atunci când eram mici. Da. Mereu ne făceai. Ia, e rău! Am mâncat fursecuri cu ou și e rău! Ce-a făcut? Ia, ieși bube? Nu, nu mai pot respira. Asta nici când faci alergie nu se urățește. Alice! De față cu Robi. Mami, ea nu o să plece ca tine la înger, nu? Nu știu. Ce? Nu, puiule, nu pleacă nimeni nicăieri, o să fie bine, îți promit eu. Ce? Mam, nu înțeleg nimic ce spune. Giuseppe, happy azi. Doamne, ce să-i fac, mamă, ce să-ți dau, că nu știu, doamne, face ca atunci când era mică și am dat prăjitura. Uite, ieri a zis, Lia, a zis Happy, doamne. Ce e, mamă? Happy pen, asta a zis. Ce e aia? Pen. Împotriva alergiei. Vite ce n-a zis așa, că eu făceam... Trebuie să vină domn Petroata. Cum e? E mai bine? Nu știu. Iată că a venit salvarea. Care a chemat? Eu. Mă, nevoie. Bravo. Pata, mersi. Pata. Lasă că trebuie un calciu, un magneziu, ceva să-ți fac o tensiune. Lasă-i măcar să se uite la tine. Ne asigurăm că ești bine, da? Hai, gata. Mulțumim mult. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Bine? Da, nu voie să mă întădecești. Sunt bine. Am avut de la cine să învăț.
Petru, m-am speriat. M-am speriat pentru că nu voiam să mor fără să spun cât de mult te iubesc. Și eu te iubesc. Mult. Și m-am speriat foarte tare. Credeam că ai pățit ceva. Da. Dar de ce ai mâncat biscuiții aia? Robi a spus că sunt fără ou. Mă rog, poate a greșit. Știi cum sunt copiii. Da. Sau poate... Sau poate Alice și Otilia au vrut să scape de mine. Au toate motivele să-și dorească asta. Petru, nu mă simte sigur. Stai liniștită, te rog. Te rog, eu sunt aici. Sunt aici să te protejez. Întotdeauna. I-ai pus-o... Ce? I-ai pus-o un fursecur și știe că e alergică. Nu știu despre ce vorbești. De ce minți că ai zis și lui Robi? I-ai zis că-s de post. Păi, pentru că sunt de post. Scrie în rețetă, fără lapte, fără ou. Minți. Vrei să jur? Ia jură-mă, ia, ia. Jur pe viața copilului tău. Termină! De ce? Nu vrei tu să fii sigur că nu mint? Și chiar așa, de când îți pasă ție de viața bonei? A, sau stai, nu e doar o bonă, nu? Ia zi. Zi tu, mă! Alice, hai. Nu, hai, recunoaște, hai. Spune! Spune, întreabă-mă! Întreabă-mă! De ce țipați? Ce țipați? Ce-i? Ce se... Alice era să o moară pe Lia. De ce o acuz pe Alice? Nu înțeleg. Pentru că știa că e alergică la ouă. E alergică, se alintă fata aia. A făcut probabil niște bube. Și Robi a mai pățit. Cum să se alinte? A făcut șoc anafilactic. Ești tu sigur. Putea să moară. Și ea recunoaște. Zi. Zi că ai făcut-o intenționat. Hai. Recunoaște! E vina mea. Ce? Alice gătea și nu i se lega aluatul. Și ea când s-a dus la baie, atunci eu am mai adăugat niște chestii fără ca să-i spun. Pentru că n-am vrut să se supere pe mine, că m-am băgat în aluatul ei și atunci... E vina mea. Uite ce faci cu nevoia ta de protecție. Puteai să omori un om. Știai că asta mică i-a spart casa lui domn Petru? Nu e așa! Mi-e așa, dar cum e, Marie, că nebunesc? Cum te simți? Sunt bine, Andrei. Ești bine, nu? Că a venit domn Petru de te-a oblogit, de aia ești bine! Marcel v-a văzut! În momentul ăsta spargi bagajele și pleci! Pentru că nu ți-ai curvet casa! Dar Dana? Cu Dana e altceva, proasta pământului, că-i vita! Și dacă nu-ți convine, pleci odată cu asta! Hai, mă, Marcele, că nu e chiar eu așa! Eu stau că-i casa mea, dar voi plecați! Voi cu tot neamul vostru, de curve, de spărgătoare, de casă și de amante! Wow. Afară! În momentul ăsta, ieșiți afară! Afară! Ieși! Că te iau de te-apuc de te-arunc peste gard! Lasă-o fac! Ieși! Marcel! Să nu te de soția mea. Dacă nu stai locul lui să asculți! Da. Eu și Petru suntem căsătoriți. Ața și năvădă-mă, sire viață.